Aș vrea de asemenea, stimați prieteni, să vă atrag atenția asupra unei situații delicate în care s-au pomenit partenerii occidentali ai Republicii Moldova. Așa cum cunoașteți, instituțiile internaționale, în special partenerii noștri vestici, Uniunea Europeană și Statele Unite, au sprijinit generos și necondiționat exponenții actualei puteri. Nu punem la îndoială sinceritatea acestei susțineri politice și financiare acordată de partenerii Republicii Moldova. Acum însă atât europenii cât și americanii s-au pomenit într-o situație mai mult decât jenantă. Ei sunt, de fapt, ostaticii actualei guvernări. După ce le-au făcut atâta PR, după ce le-au adus atâtea osanale, ce mai pot spune reprezentanții Uniunii Europene, a Consiliului Europei, a OSCE, a Statelor Unite, ca să fie credibil în fața opiniei publice că regulile de joc, supremația statului de drept, Constituția, respectarea instituțiilor democratice reprezintă valori imuabile pentru toată lumea, din Republica Moldova și din cei care se revendică a face parte din lumea liberă. Iată de ce suntem în drept, în calitatea noastră de cetățeni ai Republicii Moldova, să așteptăm luarea unor poziții clare din partea Consiliului Europei, dar și adunării parlamentare a Consiliului Europei, din partea Uniunii Europene, a OSCE și a Statelor Unite în legătură cu situația creată din Republica Moldova, în spiritul restabilirii bunei funcționări a instituțiilor democratice, a respectului față de statul de drept și suveranitatea poporului. Amintesc că Republica Moldova este o țară monitorizată încă din 1995, de când am devenit membri ai Consiliului Europei. Există doi coraportori care supraveghează procesele democratice din Republica Moldova și care recent au emis și ei niște opinii asupra situației curente din țara noastră. N-am auzit printre acestea și reproșuri legate de alunecările antidemocratice care se înregistrează la ora actuală și nu este un eveniment de ultimă oră, de 2 ani și ceva.